Au purtat costume antice grecești, au cântat la instrumente muzicale și au recitat poezii în latină. În acest mod, elevii unui liceu din capitală și-au testat în cadrul unei olimpiade cunoștințele în istoria Hellas, fără a susține un test înscris. Mai mulți școlari au avut posibilitatea să-și organizeze o competiție proprie a Jocurilor Olimpice. Evenimentul s-a desfășurat astăzi în aer liber. Olimpiada a început cu o prestație teatrală. Copiii au recitat poezii în limba latină și au interpretat muzică la instrumente antice de suflat. Apoi, elevii clasei a 5-a s-au împărțit în patru grupe a câte 15 persoane. Fiecare echipă a purtat numele orașelor grecești, Teba, Atena, Sparta și Corint. Participanții au readus atmosfera Jocurilor Olimpice și au fost supuși mai multor teste. Unul dintre ele a fost aruncarea javelinei, întrucât în Grecia antică se foloseau sulițele de lemn. Acestea erau atât de lungi cât înălțimea unui bărbat, groase ca un deget și aveau vârful metalic ascuțit. Cei care au aruncat mai departe sulițile au fost desemnați câștigători. Ne-a plăcut experiența asta, că aruncarea suliței e o leac mai greu, nu pot arunca așa mai departe și așa mai sus. Eu încă făceam speranțe că o să câștigăm și când am câștigat două probe la rând m-am bucurat foarte mult. Părinții care au asistat la eveniment au fost încântați și au susținut pe micii eroi. Eu am venit să susțin fiica mea, ea este din cetatea Teba, dar înainte de asta eu studiat istoria Greciei Antice. Noi am citit miturile, legendele. Din câte observ, s-au pregătit bine, luând totul în calcul. A ieșit frumos. Prin intermediul acestor concursuri, profesorii și-au propus să testeze cunoștințele elevilor legate de istoria antică, pe care le-au acumulat într-un an. La finalul competiției, niciun elev nu a rămas fără premii. Pregătirea acestui eveniment a durat un an de zile. De la începutul anului școlar și până acum este o prezentare a rezultatului din ceea ce au învățat copiii și la nivel teoretic, dar și la nivel practic. Vor fi decorați cu diplome și cu o medalie care au confecționat-o copiii. La olimpiada au participat peste 60 de elevi. Instituția de învățământ din capitală desfășoară anual asemenea competiții.